Consiliul Local al municipiului Rădăuț s-a întrunit joi 27 mai în ședință ordinară. Pe ordinea de zi a întrunirii au fost 22 de proiecte de hotărâre, 21 fiind avizate pozitiv, iar unul retrimis la comisie. Cu amănunte vine președintele de ședință, consilierul Ionel Mitrofan. Astăzi, 27 mai 2021, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Rădăuț. Pe ordinea de zi, inițial au fost supuse spre dezbatere 19 puncte și în ziua ședinței, ordinea de zi a fost suplimentată cu încă 3 puncte. În total, 22 de puncte pe ordinea de zi. Ordinea de zi a fost suplimentată cu 12 puncte la capitolul diverse. Dintre proiectele dezbătute astăzi, cele mai importante am putea să spunem că sunt cele referitoare la validarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22 aprilie 2021, dar și proiecte de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la finalul lunii martie 2021. Este vorba de o procedură legală la sfârșitul primului trimestru. Un alt proiect foarte important a fost cel legat de rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Am putea să mai amintim un proiect la fel de important privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al poliției locale al municipiului Rădăuț. Totodată încercăm să punem pe harta țării jocurile importante care se desfășoară, și anume Campionatul Național de Scandenberg, care va avea loc în municipiul nostru, dar și puncte cu privire la închirierea diferitelor loturi de pământ, modificarea contractelor privind închirierea pășunii sau terenurile de sub garaje. Din păcate, un singur punct de pe ordinea de zi a fost întors în comisie, restul punctelor fiind aprobate de către consilierii locali. Și dacă vorbim de consilierii locali, astăzi la ședință au participat toți cei 19 consilieri locali.